Incendiile de vegetație uscată sunt tot mai des în regiunea Moldovei. Din cauza temperaturilor ridicate, culturile se aprind, iar nu de puține ori se înregistrează și victime. La Bacă, un incendiu de vegetație a curmat viața unui bărbat. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 4 hectare de vegetație uscată, mărăciniș, land de grâu și cultură viticolă, în focare izolate. Bărbatul a fost găsit inconștient de către pompieri, iar în ciuda manevrelor de resuscitare a fost declarat decesul. Pompierii băcăuani s-au luptat mai bine de 4 ore pentru a stinge incendiul.